purtat. Cine de mic somnul ți-a vecheat? Când ai căzut, a ridicat, durerea ea ți-a alinat, cu tine împreună lacrima. Când primii pași ai încercat, pe cine întâi tu ai strigat, lângă ea de frică ai uitat. Ea toată viața și-a jertfit pentru copilul ei iubit, rugându-se să fie fericit. Spune dacă știi mai bine, al cui dori e mai greu pe lume, cine noaptea zi o face pentru tine. Cine mereu grijă-ți poartă, orice greșeală cine-ți iartă, cine o viață te așteaptă decât mama. Bine ți-a fost, s-a bucurat, de rău ți-a fost, s-a întristat, tot ce-a avut mai bun ție ți-a dat. Acum că anii au trecut, nimic în schimb nu ți-a cerut decât mai des să vii tu pe la ea. Spune dacă știi mai bine, al cui dori e mai greu pe lume, cine noaptea zi o face pentru tine. Cine mereu grijă-ți poartă, orice greșeală. Salutare, prieteni! În această zi minunată, echipa Florării Ali se află în Roman. De această dată mergem către doamna Doina să felicităm cu împlinirea frumoasei vârste de 63 de ani și să-i urăm un sincer și călduros la mulți ani. Surpriza este pusă la cale din partea celor dragi care o iubesc enorm, enorm de mult. Mergem spre ea! Bună ziua! Se poate la dumneavoastră? Poftim! Da, poftim! Da. Bună ziua! Bună ziua! Eu la tatăl meu, sunt de la Florăria Ale din Roman și după cum vedeți, doamna Doina, am o surpriză pentru dumneavoastră și mă bucur că sunt prietenii noastre deja aici, gata pentru sărbătoare și masa este pusă și totul este în toi, înseamnă că se sărbătorește și asta este foarte frumos pentru că faceți și o vârstă minunată și anume 63 de ani. 63 de trandafiri ați adunat la suflet și în spatele acestor trandafiri sunt multe realizări frumoase. Exact. Este un soț iubitor care vă iubește, o căsuță frumoasă, copii, dar și nepoți. Nepoți care acum este mândria noastră, la fel ca și copiii urmașii noastre, care vă iubesc enorm, enorm de mult. Înainte să urmân aceste daruri minunate, o să vă pun o întrebare. Cum credeți? Cine ne-a trimis la dumneavoastră? Copiii. Da, să știți că mă bucur că v-ați gândit din dată la cei dragi și anume la copiii dumneavoastră, dar și nu în ultimul rând la soțul dumneavoastră vreau să vă gândiți, căci el este complice aici și el a contribuit cu multe cuvinte frumoase special nepotul, așa este și nepotul cu multe cuvinte frumoase special pentru dumneavoastră, că sunteți o mamă, o soție, dar și o bunică iubită, căci dacă nu era să fiți iubită, nu erau să vă trimit aceste daruri minunate și acestea sunt daruri puține, semnificative cu față de dragostea pe care o au față de dumneavoastră. Niciun dar din lumea aceasta nu este comparabilă cu dragostea care vă poartă în suflet. Aici am pentru dumneavoastră o cutiuță de flori, dacă se poate să o țineți, pentru că doamnele, femeile sunt mai frumoase când au mulțumim, au un buchețel în mână de floricele. La fel am aici un tortuleț, ca să sărbătoriți cu toată lumea așa. Totuleți frumos, uitați-vă cât de frumos este, sunt aici și lumânări, am să vă rog și să le aprindeți și să vă puneți o dorință frumoasă, am să las aici o dorință în care cu siguranță cei dragi o să vă ajute să se îndeplinească această dorință, pentru că cum v-au ajutat până acum să treceți peste multe lucruri și de acum încolo o să vă ajute.
Și la fel am aici și o șampanie, că văd că sunt și domni aici alături de dumneavoastră. Și asta este foarte servit cu cei care sunt la masă acum. Să o veți pune acolo în dulăpior pentru copii când vin acasă, că se spune că cu cât e mai veche, cu atât este mai bună. Așa că vă mai gândiți, exact, dar am ți-o mân soțului, dar știți de ce? Ca să vă servească ca pe o regină. Și vreau cu mare drag. Și vreau ca nu numai astăzi, ci în fiecare zi să vă servească ca pe o regină. Și am să-i rog pe toată lumea care este aici să vă ureze la mulți ani, dar cu sănătate. Căci dacă avem sănătate, le facem noi pe toate. Da, doar că artificiile nu avem voie să aprindem. Dacă doriți lumânările cu mare drag și să vă puneți o dorință, da? Am să vă rog să suflați, da? Dar să vă gândiți bine la această dorință, că nu aveți mă două. Sănătate, la toată lumea doresc. Mulțumim. Mulțumim și dumneavoastră multă, multă sănătate. Ca să fiți alături de cei care vă iubesc mult timp de acum încolo. Cel puțin încă jumate din trandafirii care îi aveți deja la suflet. Cel puțin încă jumate să fie de acum încolo. Și când vin data viitoare să vin cu un imens buchet de trandafiri, cel puțin 90 să fie la număr. La fel cei dragi mi-au dat și un mesaj de felicitare. Cu multe, multe cuvinte frumoase și de la mulți ani. Și dacă se poate să-i dau citire acestui mesaj. La mulți ani, mamă. De când nu știam să merg, ai făcut totul pentru mine. Lucruri care nu se șterg, dar azi e doar despre tine. Te iubesc orice ți-aș spune, mulțumesc fiindcă ne accepți. Cu ale noastre rele, bune, chiar de uneori ne cerți. Ești mereu împept, să știi, dragostea rămâne vie. Tot ce sunt, ce-am fost, ce-om fi, ți se datorează doar ție. Unde viața ne-ar duce, te rog să nu-ți fie teamă, tot la tine ne aduce. La mulți ani, iubită mamă, te iubim nespus, nespus de mult, cu mult drag și dor, soție, mamă, dar și bunică totodată. Vedeți că este complice aici și soțul, că sunteți o soție extraordinară, că sunteți în viața lui, că dacă nu era să existați dumneavoastră și nu era să formați această familie frumoasă, nu era să existe rodul muncii dumneavoastră. Și anume copiii, căci pentru ei trăiți. Cu siguranță așa trăiți părinții, doar pentru copii și pentru nepoți. Că este cel mai frumos lucru care îl pot avea. Am să vă rog să aveți grijă de dumneavoastră. De multe ori grijă, ca să aibă cine le deschide ușa, ori de câte ori vin acasă. Nu contează, vine nepotul, vine copiii, vine soțul. Să le deschideți cu drag, de fiecare dată și cu inima sinceră, cum o faceți de obicei. Că asta vă caracterizează și de aceea copiii și soțul și nepoții vă iubesc atât de mult și vin aici cu cea mai mare plăcere. La mulți ani, multă fericire, dar și dragoste totodată de acum încolo. Chiar dacă sunt câțiva oameni care vă iubesc enorm de mult și v-au pășit astăzi pragul pentru a vă ura la mulți ani, câțiva nu sunt aici. Le puteți transmite la toți un mesaj frumos? Da. Cu mare drag. Mulțumesc foarte frumos, mulțumesc în primul rând copiilor. Le doresc și lor multă sănătate, fericire și să nu uite că iubesc foarte mult. Și la nepoți, și la soț, și la toată lumea. Cu siguranță nu uită nici ei, că iubiți nu și... Nu se uită niciodată și mulțumesc pentru surpriza. Vă mulțumim plăcută. Și noi. Mulțumim. Să știți... Și plină de emoții. Vă mulțumim să știți că o viață întreagă nu o să le ajungă să vă mulțumească pentru toată dragostea care o aveți pentru ei. Pentru toate nopțile nedormite și pentru grija care le-ați purtat-o și le-o purtați în continuare. Chiar dacă sunt mari, o mamă cu siguranță și acum îi sună și îi întreabă dacă au mâncat și dacă sunt bine. Așa este o mamă. Am să las și mesajul acesta. Să-l citiți ori de câte ori veți dori să fiți cu sufletul alături de toți cei care vă...